ciocniri violente pe străzile din Hamburg la finalul summitului G20. Tensiunile au escaladat pe străzile orașului german Hamburg până la primele ore ale dimineții de duminică, în pofida încheierii summitului G20, informează Euronews. În ultimele zile, peste 200 de ofițeri de poliție au fost răniți și mai mult de 140 de persoane arestate. Localnicii din Hamburg sunt furioși față de daunele provocate, iar cancelarul german le-a transmis că urmează a fi despăgubiți pentru acestea. Cancelarul german Angela Merkel, care a găzduit summitul de la Hamburg, a declarat că discuțiile din cadrul summitului G20 au fost foarte dificile. Angela Merkel s-a întâlnit cu liderul american Donald Trump cu o zi înainte de începerea forumului celor mai puternice țări din lume. Jurnaliștii susțin că aceștia au afișat un comportament rece și că nimic nu s-a schimbat în relația lor de la ultima vizită la Casa Albă a cancelarului german, care a avut loc în luna martie. Nu se cunoaște dacă cei doi oficiali au reușit să ajungă sau nu la un numitor comun. Este însă că anume după această întâlnire, cancelarul Germaniei a precizat că nu va media întâlnirea dintre Putin și Trump. Angela Merkel a fost de asemenea surprinsă de presă în timpul unei discuții cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Nu este clar despre ce discutau cei doi lideri mondiali, dar schimbul de priviri dintre Putin și cancelarul german a devenit viral în scurt timp. De departe, cea mai așteptată întâlnire din cadrul summitului G20 a fost cea a președintelui american Donald Trump cu omologul său rus Vladimir Putin. Așa cum era de așteptat, problema presupuselor ingerințe ruse în scrutinul prezidențial desfășurat în Statele Unite nu a lipsit de pe agenda celor doi lideri mondiali. Potrivit secretarului de stat al SUA Rex Tillerson, președintele rus a negat orice ingerință a Moscovei în alegerile americane, cerând președintelui american dovezi în acest sens. Deși președintele american Donald Trump a descris în revederea cu omologul său rus Vladimir Putin ca fiind extraordinară, limbajul non-verbal din timpul întrevederii dintre cei doi îl contrazic pe liderul de la Casa Albă și trădează relația tensionată dintre cei doi. Thank you very much. Cu toate acestea, cei doi lideri mondiali au reușit să găsească în un numitor comun pe subiect. Statele Unite și Rusia au ajuns la un acord privind suspendarea ostilităților între fracțiuni rivale în sud-vestul Siriei. Armistițiul ar urma să intre în vigoare în cel mai apropiat timp. Grupul G20 este un summit pentru 19 țări atât dezvoltate cât și în curs de dezvoltare plus Uniunea Europeană. Anul trecut, forumul celor mai puternice țări din lume a fost găzduit de China.